Se pare că s-au adunat din nou câțiva nori negri deasupra fermei, dar și asupra dispoziției lui Brigitte. Pe ce a făcut din el asta? I-am spus, te mie și chiar nu s-a întâmplat nimica. Perioada care am fost în 6 săptămâni, care am fost în colibă, am avut o relație de prietenie, e o fată frumoasă, o respect, o apreciez, dar nimic mai mult. S-a sărutat pe Codniela unde? Când eram cu Cioabă, iar mie mi-a zis că nu s-a sărutat. Bă, nu cred, nu cred că s-a sărutat pastramă Codniela, cu Cioabă, să o spun pe acum. Pentru că, uite, spune, bă, s-a sărutat, zi-mă. Mama mea e Cioabă, e de la Cocean, a? Poftim? Cu mama. Poftim? Pili, jură-te pe mine, m-am sărutat eu cu Codniela la Cioabă, vreodată? În afară că v-am pupat pe obraz, am avut eu problemă. Mi-a zis că ai pupat-o numai pe obraz și pe asta. Pentru că eu sigur, pastrama nu s-a sărutat niciodată cu Otniela. Pastrama i-a făcut mult timp avansuri Otnielei. Bine, pastrama a făcut avansuri tuturor. Mă jur pe mama, mama mea e cocean, a? Mulțumesc. Cum adică e cocean? Adică e porumb. Auzi, vezi cum vorbești? Păi nu, tati, că e vorba. Dacă erai în locul meu, ce ziceai? Bă, eu nu cred, deci, Biggie, tu și că eu sunt un om... Și plus de asta, eu nu am rupt ăla. A picat în momentul în care am spălat pe jos. Și Smărândescu nu l-a cerut. Da, eu i-am tras un picior după aia, e adevărat. Și Smărândescu nu l-a cerut și l-a rupt, nu eu l-am rupt. Deci oricum se exagerează. Cum am simțit că m-am dat testimonial? Ce vină am eu că a spus? Trebuie, dacă te și deranja, pe bune ar fost cu unea să te deranjeze. Păi eu asta spun, eu nu m-am spus, eu m-am dus cu flori să-i spun să nu fie supărată. Iar de ce trebuie să spargi lucrurile în public? Te știu ce mă bagă pe mine. Ți-o dacă nu, ne-ar trebui acum. Ar fi când să-i foc. Eu? Da. Să zic ce? Eu recomandare. Orice, nu mai fă show. Orice, nu mai fă show. Ascultă-l pe să zic ce, că m-a sărutat cu pastramă? Și ce mișto a fost? Da, zi, da mă, ce dracu, asta este. Dacă fac chestia asta acum și o să se întâmple, o să vină oameni din exterior pentru că nu la bătaie, îți spun sigur asta. O văd în stare să aibă o reacție de genul să-mi dea o palmă sau să mă ia de păr. Nu vă las la bătaie. Ba da, îți spun eu sigur nu că vine. Nu vă las la bătaie, mă. Îți spun eu sigur că știi cum face ca cu Ioana, vine nu ca să te intimideze. Nu vă las la bătaie. N-o te bași tu, nu? Primul, normal că mă bag, dar primul care dă iese afară de joc. Nu o să dea nimeni. Cum mie îmi zboară mintea la tot felul de tâmpenii, la un moment dat zic, bă, dacă tot sunt ăștia așa, un trio amoros așa și mai năbădoios, să zic, hai să pun și un pic paie pe foc. Taci în p***a, că mi-a recunoscut femeia. Mi-a recunoscut. Cine? Taci din gură. Deci măcar taci. Nu mai face pe ăla care nu știe. Smărândescule. Că s-a sărutat cu ea. Să spună el. Să spună el. Hai, recunoaște. Nu s-au sărutat. Nu se intră în astfel de jocuri. Nu s-au sărutat. Recunoaște pastramă. Într-adevăr a fost un mic sărut din greșeală pe care pastramă i l-a aplicat Otnielei în fața șemineului chiar aici. Mi-a spus doar să recunoască. Ca așa e frumos. E săptămâna mare și trebuie să recunoască. Shakira, vină puțin, te rog frumos. Nu, eu nu intru în jocurile astea. Eu pun punct aici. Nu, eu am o limită de aia, sunt finuță, dar și când îmi ies din pepe, nu o să fie rău de tot. Adică eu vreodată la colibă, încă n-a fost în Coceavă, m-am sortat de frumos. Nu intru în detaliile astea, ta poți să zic. Eu am vorbit ce am avut de vorbit. Eu am vorbit ce am avut de vorbit. Dar nu e glumă. E fan. Da, nenea Smărândescu se cam ține de glumă, cred că de la prea multă plictiseală sau de la prea multă muncă. Că mă jur pe mama degeaba, cum adică mama mea e Cocean? M-a întrebat când am venit aici, te-ai sărutat fărătă cu Shakira în Coceavă? Și am spus, să moară mama, dar m-am sărutat. Nu te-am prălat că ai avut de ce? De ce nu știu ce? Nu mai fac glumă. Hai să-ți trăiască! Tu cu ea nu, dar ea cu tine? Nu, niciodată. Hai mă zi! Mă rândesc cu... M-am pus să mă jur pe mama mea, ce e Cocean? Hai mă, recunoaște! Băi, era plichit, știi cum era? Neagră, tăciune. Ce era ți-a meu negru? Era mai neagră decât ți-a. Nu că nu, m-am supărat cum. Eu vin, fac cu glumă cu ea frumos, cu flori și vine și bate, dă picioarele, mă umilește. Ce sunt asta? Pentru ce? Eram băgat la apă fără să fac nimic. Florin Pastor nu putea să rezolve problema. Mi-a recunoscut că nu e adevărat. Ce vrei să vă spun? Nu s-a întâmplat. Asta mi-a recunoscut. Te-a zis degeaba, ca un Pepsi fără capac. Eu nu accept cineva să îmi spună că m-a agit ca un Pepsi fără capac. E, n-a spanat, că acum te superi. De ce te superi, băi? Zici tu. Și uite, acum pastramă suferă.